Mă numesc Luba, sunt mămica două gemănuțe. Am devenit părinte datorită fertilizării in vitro aici la MedPark. Eu cândva nu credeam că aș putea, uite, încercam natural și atât. Nu vreau să cred că aș încerca fertilizare in vitro, însă când am văzut că într-adevăr nu sunt șanse, am mai citit foarte mult, am citit, m-am informat și am înțeles un lucru, că nu este uneori cum dorim noi. Și de ce pentru mine să vorbesc despre fertilizare in vitro este ceva normal? Sunt copiii mei, sunt copiii noștri concepuți prin eprubete, cu ajutorul medicinii. Calea a fost mai grea din cauza că fiecare organism răspunde la fiecare diferit. A fost necesare multe analize, multe tratamente, însă m-am înarmat cu răbdare. Când am început fertilizarea in vitro și când dădeam de unele momente de, să spun așa, îmi dădeam vina pe mine, însă doamna Victoria automat, psihologic, îmi spunea, nu sunteți de vină, organismul dumneavoastră lucrează în felul următor, ca cum un ceasornic. În ziua în care m-a sunat doamna Victoria să-mi zică despre analiza reușită, că voi fi mamă, eram în biserică când am ieșit ochii în lacrimi. T-a spus acel frumos felicitări care l-am așteptat de așa o lungă perioadă. Fetițele mele se numesc Amelia și Alisa. Au apărut în viața noastră, așa să spun, ca niște licurici care ne luminează fiecare clipă. Când le-am văzut pentru prima dată, credeam că visez. Uneori îmi dădeam întrebarea, cum este așa posibil ca medicina să te ajute să totuși să ajungi să devii părinte? Mă bucur că există așa o cale.